Odată ce se va definitiva bugetul local, autoritățile locale vor demara lucrările la proiectele de modernizare propuse pentru acest an. Pe lista de investiții se numără asfaltarea străzilor și finalizarea rețelei de canalizare. Noi avem un proiect și le dăm o prioritate a urgențelor care sunt mai urgente, probleme de rezolvat. Avem în satul Dealul un proiect de asfaltare de vreo 1300 de metri, deci un kilometru și vreo 300 de metri. Avem în Cătunul Valea lui Topor, unde am reparat un pod în proporții de 90%, l-am făcut practicabil, dar l-am făcut din lemn. Și acolo avem o asfaltare de 600 de metri. Avem tot centrul comunii, unde vrem să-l modernizăm cu canalizări betonate, cu șanțuri betonate și cu trotuare. Un alt obiectiv important și urgent îl reprezintă modernizarea dispensarului uman din comună, pentru ca locuitorii să beneficieze de toate condițiile atunci când vin la consultații. O prioritate, reabilitarea dispensarului. În primul rând, să refacem tot capacul dispensarului și cu lucrări interioare de modernizare și amenajare. Cam câți bani alocați pentru acest dispensar? Aveți așa un proiect? Aproximativ, schimbarea capacului făcut tot din nou, în jur de 5-600 de milioane pe banii vechi. Odată cu finalizarea proiectelor de modernizare în localitatea Hârtiești, gradul de civilizație și bunăstarea oamenilor se va ridica simțitor.